ziua tuturor! Dorim astăzi să prezentăm dumneavoastră și prin dumneavoastră opiniei publice o serie de aspecte, probleme care au avut loc în ultima perioadă în municipiul Pașcani. Și o să ne referim la sensurile unice de pe strada Mihail Bogălnicianu și Eugen Stamate, conferința de partid pe care o va avea PSD-ul pe data de 23 septembrie. O să ne referim la fondurile europene pe stadiul în care le-am lăsat și toate documentele care au fost lăsate la predarea mandatului în anul 2020. O să fac câteva precizări vis-a-vis de contractul de prestări servicii privind întocmirea documentațiilor pentru cele 80 de străzi și gazul metan de la Duștești și, sigur, câteva aspecte privind pasajul de la lacul Peștișorul, pe care s-a instituit recent o serie de interdicții. Referitor la sensul unic de pe strada Mihail Bogălnicianu și Eugen Stamate, viața demonstrează că în zona respectivă se circulă foarte, foarte greu. Unii intră chiar pe contrasens, zeci de comentarii, dacă ați observat, pe rețelele de socializare și peste toate aceste aspecte, acest sens unic, ca de altfel și celelalte sensuri unice care s-au instituit în municipiul Pașcani, nu au aprobarea Consiliului Local. Deci, practic, aceste sensuri unice, neavând aprobarea hotărârii de Consiliu Local, practic sunt ilegale. Din discuțiile cu cetățenii, oamenii solicită, cel puțin pe Eugen Stamate și Mihail Bogălnicianu, revenirea la regulile privind circulația, cele anterioare, de cele care au fost până în acest moment. Eu vă spun sincer că și noi am avut, nu în vedere să facem sens unic, noi intenționam să pregătim o documentație, să facem un proiect, astfel încât această zonă să devină o zonă de promenadă pe traseul acesta dintre Ștefan cel Mare și Piața Agroalimentară, să se circule pietonal și să amenajăm pentru locatarii din blocuri respective parcare pe care am și parem să cam asfaltat-o în perioada când am așternut covor asfaltic pe zona respectivă. Deci aceste sensuri unice, chiar dacă au avut aprobarea Comisiei de Circulație, însă dânșii au constatat că nu, neavând aprobarea Consiliului Local, nu sunt legale, deci nu sunt în ordine. Și îl invit pe primar să inițieze proiecte de hotărâre astfel încât, sau mai bine zis, să facă tot posibilul astfel încât în timpul cel mai rapid, scurt posibil să intre în legalitate cu aceste sensuri unice. La punctul al doilea, pe scurt, câteva aspecte privind conferința de alegeri în cadrul organizației PSD Municipiul Pașcani, deci spuneam, așa cum v-am spus, pe data de 23 va avea loc conferința municipală Pașcani privind alegerile statutare din cadrul acestei organizații, alegerea președintelui, a vicilor președinți, a secretarului organizației și Consiliul Municipal, Comitetul Executiv și delegații pentru Conferința Județeană de Partid.
Toate acestea se vor desfășura conform statutului Partidului Social Democrat și, bineînțeles, toți cei care doresc să aibă o funcție în cadrul partidului sunt rugați să-și depună cereri, astfel încât în final, după vot, să ieșim de acolo cu o echipă nouă sau cu o echipă întregită, astfel încât să putem aborda anul 2024 din punct de vedere al electoral, pregătiți astfel încât să câștigăm alegerile la Pașcani, atât locale cât și cele europarlamentare și parlamentare. La subiectul privind fondurile europene, am să rog pe domnul Zanet să ne prezinte dânsul o serie de aspecte vis-a-vis de contractele de finanțare pe care le-am lăsat în derulare în perioada respectivă, stadiile în care le-am lăsat și, bineînțeles, o să facem câteva aprecieri vis-a-vis de stadiul în care se află la ora actuală aceste proiecte care, repet, sunt lăsate de către noi cu contracte de finanțare și care sunt în pericol de a nu fi finalizate până la terminarea exercițiului financiar 2013-2020, deci la finele anului 2023, la 31 decembrie, acele proiecte care nu au fost finalizate, sigur vor trebui finalizate, dar pe banii bugetului local. Vă rog. Bună ziua! Deci am să fiu foarte scurt și poate puțin tehnic, dar am să încerc să fiu cât mai explicit. Deci orice viața unui proiect european are în general două etape. O etapă până la semnarea contractului de finanțare și încă o etapă de la semnarea contractului de finanțare până la recepția respectivă. Totdeauna, în prima etapă, până la semnarea contractului de finanțare, se fac studiile de fezabilitate, certificatul de urbanism, obținerea avizilor, studiile topo, geo și alte avize și acorduri care sunt necesare pentru întocmirea cererii, scrierii și cererii de finanțare. Care această cerere este foarte importantă să fie respectată de studiul de fezabilitate. Deci, chiar dacă de multe ori noi ne dorim foarte mult în studiul de fezabilitate, noi trebuie să mergem pe structura cererii de finanțare, astfel încât proiectul să fie eligibil, să se obțină un punctaj foarte mare, ca el să poată să aibă șanse de reușite în concursul de proiecte care sunt la adere. A doua etapă, după semnarea contractului, urmează celelalte achiziții. O parte din ele sunt achiziții directe, o parte sunt proceduri simplificate sau proceduri de licitație. Aici ce achiziții sunt? Avem achizițiile pentru audit financiar, achizițiile pentru publicitate, achizițiile pentru alte studii în funcție de tipul de proiect, achiziții pentru proiectul tehnic, achiziții pentru asistență tehnică la proiectul, pentru toată perioada de implementare a proiectului, dirijenții de șantier și altele. Al doilea procedură este contractul de lucrări, de execuție, și a treia, achiziții, dacă este cazul. În general, ponderea cea mai mare în ca valoare din total contract în aceste trei tipuri de lucrări care vă le-am spus mai înainte, o au contractele de execuție de lucrări. Pe baza rapoartelor de progres, ultimele care au fost în aprilie și martie la Primăria Municipiului Pașcani, am stabilit, deci după rapoartele de progres, aceste punctaje.
Acum să luăm pe rând cele patru proiecte care le-am lăsat noi de rulat. Deci primul proiect este reabilitarea, conservarea și revitalizarea Palatului Cantacuzino-Pașcanu și a terenului aferent. Data de începere a implementării, deci când ne-am dorit noi să implementăm, a fost 1.6.2014. Deci de atunci am început cu achiziția terenului, studiul de fezabilitate, studiile geoteopo, deci pe 1.6.2014. Cererea de finanțare, care a fost modificată de două ori, pentru că noi l-am scris pe monumente și după aceea l-am scris pe muzei, cum v-am spus, trebuia să ne pliem după cererea de finanțare ca să putem să câștigăm proiectul. Contractul de finanțare la ADR a fost semnat pe 5.3.2019. Deci a durat 5 ani de zile, deci din momentul în care am demarat lucrările, până când s-a semnat contractul de finanțare. Începând cu data de 5.3.2019, contractele de achiziții, de consultanță, audit, proiect tehnic, studii arheologice, din total valoare de aproape 5 milioane de euro, reprezintă 6.32%. Deci din total contract, deci nu se vede aici, dar am să vă trimit pe e-mail toate aceste date. Contractul de lucrări și de construcții montaj, deci după ce s-a semnat contractul, reprezintă 90.16% din total proiect. Și achiziții de dotări și mobilier 2.15% și sistemul autoghid 1.37%. Total 100%. Deci noi până în momentul în care am fost la primărie, am demarat toate aceste licitații, inclusiv licitația de lucrări. Valoarea acestor achiziții a fost doar de 6.32% din contract. Deci noi ce putem realiza, am fi putut realiza mai mult, doar dacă astea au fost pași. Contractul de lucrări a fost semnat în februarie 2021 de actuala administrație, cu un termen de execuție de 24 de luni. Deci el în februarie 2023, conform contractului de lucrări semnat, trebuia să fie gata. Conform raportului de progres din martie, el este realizat acum doar 40%. Acum s-ar putea să fie vreo 50-50%. Eu trec în fiecare zi pe acolo și sunt 3-4 muncitori. Nu este o preocupare din partea nimănui ca să urmărească acest proiect. Deci, astea sunt procentele care, deci din 6.32%, deci noi am lansat absolut toate achizițiile, au rămas contractul de semnal lucrări și după ce se termină lucrările, trebuie făcut, demarată, achiziția de dotări, care nu este încă pusă pe SIAP și nu este începută. Și conform raportului de progres, scrie că este în întârziere. Deci aici aveți un grafic care spune exact toate cele contracte sunt 6.32, lucrările 90.16, 3.52. Deci am spus aceste lucruri ca să tot să aud în media, aici, că am lăsat la procente foarte mici. Noi nu puteam să începem cu execuția de lucrări dacă nu făceam pașii respectiv până am ajuns la lucrări. Deci, contractul de lucrări care reprezintă 90.16% a fost semnat în februarie 2021 și el trebuia să fie gata în februarie 2023. Nu este în termen și, așa cum a spus și domnul Pantase, deci s-ar putea să primim penalizări. Contractul numărul 2, creșa și grădinița. Data de începere a implementării, începând cu studii de fezabilitate, certificat de urbanism, a fost 1.12.2017. Aceste date sunt luate din raportul de progres, care este editat de ADR. Deci nu sunt date, sunt date oficiale, dar și progres. Contractul de finanțare a fost semnat în 24.06.2019. Deci aici am avut cu axă 5, care am semnat contractul mai târziu, pe 24.06.2019. Înainte semnării contractului am avut certificat de urbanism, studii, fezabilitate, avizii și așa mai departe. Exact cum este în prima etapă. În a doua etapă sunt aceste contracte care le-am demarat de achiziții, consultanță, audit financiar, proiect tehnic, studii de asistență tehnic, dirijit și șantier și așa mai departe, care reprezintă 9.88% din valoarea totală al contractului.
Contractul de lucrări, construcții, montaj reprinde 71,44%. Și achiziții dotori pentru terenul de joacă, creșă și grădinițe, 18,68%. Noi am demarat toate aceste achiziții, inclusiv achiziția de lucrări și execuții, iar contractul a fost semnat în aprilie 2022, deci la un an și ceva a durat perioada de evaluare a celor care au depus documente pentru licitație, cu un termen de execuție de 12 luni. Deci în aprilie 2023 și acest contract trebuia să fie finalizat. Conform raportului de progres la ADR din aprilie 2023, el era realizat doar în proporție de 47%. Poate acum 60%, zicem. Oricum, termenul este mult depășit. Deci din aprilie 2023, când trebuia să fie gata, el este mult depășit. Și tot la fel avem o situație grafică cu aceste procente. Deci, tot la fel, noi nu am semnat contractul de execuții, care are valoarea cea mai mare de 71,44%, și dotările, care tot la fel nu au fost lansate și în raportul de progres scrie că sunt în întârziere. Deci, din 9,88%, noi am făcut aproape 75%. De ce nu am făcut întreg? Pentru că în acestea sunt și asistența tehnică, care tot pe altă perioada de execuția lucrărilor și el să pune gradul de îndeplinire la fiecare în funcție de cereri de decontare și de licenția de șantier care tot până la capăt, deci este inclus în această valoare, nefăcându-se lucrări pe demarând contractul de lucrări, aceste contracte au fost încheiate, dar nu s-a executat nimic pe el și nu s-a îndeplinit niciun grad de... nu s-a îndeplinit niciun procent din partea de lucrări. La grădiniță, nouă. Am început acest proiect 1.08.2018 cu insistență foarte mult pentru că termenul de depunere la acest proiect a fost 30.08.2018. Deci într-o lună de zile am făcut și studii de fezabilitate și cererea de finanțare, absolut tot, și ne-am reușit și ne-am înscris. Contractul de finanțare a fost semnat abia în 3.11.2011. Deci în perioada asta de 3 ani și ceva, deci a fost tot felul de clarificări între ADR și unitatea administrativă, deci contractul de finanțare a fost semnat doar în 3.11.2021. Contractul de lucrări, deci din 2021 până în februarie 2023, a urmat licit. Deci noi nu mai eram acolo, deci la acest contract, deci au urmat 2 ani și ceva, au stat la licitația pentru contractul de lucrări. Pentru că automat toate celelalte erau gata. Deci, din punct de vedere al procentelor, deci contractele astea de achiziții consultanță, care se fac înainte de contract de lucrări, reprezintă 10,38%, noi le-am lăsat în proporție de aproape 65%, pentru că urma să termine proiectul tehnic și verificarea lui. Lucrările de construcții reprezintă 79,12% și bunuri 10%. Deci, așa cum v-am spus, contractul de lucrări a fost semnat în februarie, termenul este în decembrie 2023, în aprilie, când a fost raportul de progres, era de 15%. Acum să zicem că e în jur de 60-70%. Nu știm, nu avem date. Dar vreau să spun că a durat 2 ani de zile, spunea că de ce n-am făcut mai mult, ca să facă niște proceduri pentru licitație. La ambulatoriu. Ambulatoriu, data de implementare a proiectului, deci cu cererea de finanțare și toate celelalte studii, am început în 1.04.2015. Deci atunci a fost prima dată făcut un studiu de fezabilitate, care a fost schimbat de foarte multe ori, pentru că s-au încercat să facă dotări și s-a modificat foarte mult structura lui și cu lucrări și cu dotări. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 7.04.2020. Deci au durat 5 ani de zile, tot la fel, ca să poată câștiga acest proiect, s-a modificat cererea de finanțare de foarte multe ori. Deci 5 ani de zile au durat ca să pot să semnez acest contract. Din punct de vedere, tot la fel, procentual, ceea ce am început noi imediat pe 7.04.2020,
am avut contract de achiziții, consultanță, audit financiar, proiect tehnic, studii de asistență tehnic, publicitate, de licenție, șantier și altele, au reprezentat doar 4,36%. Deci, și noi am făcut doar 35%, 30% din acest procent, pentru că erau foarte multe de făcut proiectul tehnic, era de făcut dirigenție, asistență tehnică și așa mai departe. Partea de lucrări reprezintă 74%, nu știu cât este de făcut. La data raportului, în aprilie, era zero, pentru că el proiectul a fost semnat abia în mai, contractul de execuție a fost semnat în mai 2023. Deci din 2020, când a fost contractul semnat, contractul de lucrări a fost semnat doar în după în mai 2023. 3 ani de zile au durat procedurile de evaluare a lucrării și așa mai departe. Iar lucrarea dedută reprezintă 21,32%, care și la fel nici asta nu este început. Deci din cauza asta sunt acele procente care se reculează mici, pentru că durata, evoluția unui proiect este, așa cum ai spus, pașii, prima etapă în care se face cererea de finanțare, perioada de evaluare la adere până când se semnează contractul de finanțare și după aia încep procedurile celorlalte. Da, atât am. Și am să vă trimit e-mail toată situația. Doar câteva precizări pe seama acestui punct. Întrebarea care se pune retoric, dacă nu ar fi fost aceste proiecte lăsate în derulare în diverse faze, să vină primarul Pintilie și să spună ce proiect implementează, pornind de la ideea lui, după 3 ani de mandat. Niciunul. Din conferința de presă a reieșit aspectul prezentată de Pintilie, a reieșit aspectul că este singurul primar care a fost chemat, invitat la de conducerea Agenției de Dezvoltare Nord-Est și a avertizat că ritmul de implementare, deci ritmul de lucrări pe șantier, că practic toate aceste proiecte sunt în diverse faze de lucrări, deci etapele administrative de achiziții, lucrări sunt finalizate, a fost avertizat că este în pericol și, bineînțeles, nici lor nu le pică bine și când este analizată regiunea Nord-Est, are o biluță roșie vis-a-vis de proiectele implementate la Pașcani. Dar îl invit pe primarul Pintilie, că tot folosește noțiunea că el nu primește lecții și cu atât mai puțin de la Pantazi. Dar îl invit să pună în oglindă cele 4 proiecte pe care le-am implementat în 2 ani și jumătate, în primul mandat 2015 a fost finalizat proiectul, pentru că la fel era final de exercițiu financiar, și să punem o oglindă și implementarea proiectelor pe care noi le-am lăsat în derulare. Noi la sfârșitul anului 2015 am primit felicitări și am primit și o plachetă de bune practici și de implicare în implementarea proiectelor europene și să vedem ce o să primească Pintilie la 31 decembrie 2023. Sancțiuni și va lăsa îndatorat bugetul Consiliului Local atât de mult încât iarăși va trebui eforturi, sacrificii pentru a echilibra bugetul Consiliului Local. Deci stau și mă întreb când spune adevărul. Când de fapt și de drept recunoaște realitatea. Se vede că e într-o continuă minciună și în continuare electoral încearcă și profită de toate aspectele astfel încât să mă denigreze pe mine. Și tot pentru că am făcut afirmație la conferința de presă, cred că este
printre, sau dacă nu singurul primar, care se dă singur exemplu de ceea ce face, că semnează, vine la serviciu în primul rând, asta e așa, vine la serviciu, că semnează documente, că se prezintă la ședințe și mai nou, face referiri la faptul că el muncește atât de mult, dar de nerealizările lui, de vină sunt alții. Și nu este el și echipa lui din primărie care a preluat mandatul din 2020. Pe un limbaj suburban și o atitudine de mahala folosită în conferința de presă, care nu face cinste unui primar de municipiu, ba, cred eu că face cinste unui șef de cartier, ca să nu fiu mai dur în exprimare, și nu de un primar, vocabular și atitudine de un primar de municipiu. Deci a găsit de cuvință, pentru că nu are realizări, nu este în stare, nu știe, nu pricepe să conducă această primărie și să facă ceea ce trebuie în cadrul primăriei, a găsit de cuvință să mă atace pe mine, pentru că probabil, făcând analiză și dânsi din sondaje, iar noi sigur avem din sondajele pe care le avem, el este un pierdant la alegerile următoare, cel puțin ce spun sondajele în această perioadă, deci nu știe cum să denigreze adversarii politici, astfel încât să și oarecum să-și scuze incompetența și nepriceperea din cadrul administrației locale. Și face referiri, deci se folosește împreună cu administratorul public, se folosește de anumite date pe care le are la dispoziție pentru a denigra oameni de afaceri, pentru a denigra pe cei care contribuie la bugetul Consiliului Local, societăți care sunt bune platnici la bugetul local și în viziunea cu atât mai grav, că dacă referirea și afirmația ar fi făcut o bodoașcă, era poate scuzabilă, dar afirmația a făcut-o chiar pintilie care vine din mediul de afaceri. Ori din cele expuse de pintilie a reieșit faptul că o societate comercială doar încasează și se îmbogățește. Repet, mă așteptam la bodoașcă, la astfel de afirmații, nu la pintilie. Dar pintilie uită că o societate, și cu atât mai mult o societate agricolă, și vedeți cu problemele care sunt cu Ucraina, o societate agricolă, din ce în ce mai greu reușește să facă față situației și provocărilor din etapa respectivă. Dar probabil Pintilie a uitat că societatea are și obligații vis-a-vis de salariați, vis-a-vis de bugetele locale și de stat, iar noi cu atât mai mult avem obligații și față de cetățenii, de proprietari de terenuri pe care au găsit de cuviință și datorită încrederii pe care le-am acordat-o să dea în arendă terenurile la societatea noastră. Sigur, eu cred că Pintilie va înceta și este normal să înceteze, pentru că eu sunt convins că pe cetățeni nu interesează ce face o societate comercială, ce active vinde, ce active cumpără, și mă refer aici strict la societatea pe care o conduc, care are peste 130 de salariați, peste 4.000 de contracte de arendă, sau cu atât mai puțin poate o interesează
câte magazine are Lorimer deschise, știu, prin jur, câte magazine are deschise în Pașcani, probabil pe cetățeni mai puțin îi interesează. A făcut niște afirmații în conferința de presă că ven oameni și nu primesc produsele. Eu îl informez că și la mine veneau oameni în audiență și spuneau anumite lucruri despre activitatea din societatea Lorimer. Și mă refer aici la faptul că oamenii lucrau peste 8 ore, peste 10 ore, că salariile erau așa cum erau. Dar eu n-am spus niciodată și e treaba societății, nu-i treaba mea și nu mă privește pe mine. Dar văd că pe Pintilie, în loc să-l intereseze problemele administrației locale și ale cetățenilor, îl interesează de fapt ce se întâmplă în societatea pe care eu o conduc. Eu îl invit să înceteze, pentru că îmi rezerv dreptul, dacă continuă, să-l dau în judecată pentru asemenea afirmații calomnioase care le face la adresa societății și a mea ca persoană. Eu înțeleg disperarea. Eu înțeleg. Dar noi nu mai suntem în 2020 când promitea și mințea pe cetățeni că va curge lapte și miere prin Pașcani dacă îl vor alege pe el. A venit un moment al decontărilor. Și se vede de ce e în stare. De nimic. Repet, vina o dă pe adversarii politici. Nu el e de vină că nu este în stare să realizeze nimic în municipiul Pașcani. De vină sunt ceilalți, cei dinainte, și probabil dacă știu de la celelalte formațiuni politice o să mai vină și o să candideze și o să facă afirmații de genul de care este obișnuit el să facă, repet, de șef de cartier, nu de primar, sigur nu o să fie benefic municipiului Pașcani și cetățenilor din municipiul Pașcani. Sigur, el a făcut o serie de afirmații și la anumite contracte încheiate, la fel, în loc să-și asume responsabilitatea, aruncă vina pe alții. Nu el de vină, sunt alții. Și am să mă refer aici pe scurt la proiectele care la contractul vis-a-vis de cele 80 de străzi pe care noi l-am lăsat în etapa de achiziție publică și nu a fost dus la îndeplinire. Și am să mă refer pe scurt și la ce s-a întâmplat sau în ce etapă se află situația cu gazul metan de la Găștești. Referitor la contractul cu străzile, eu am luat legătura cu firma contractantă, cu reprezentantul firmei contractate, nu pot să-i dau numele, n-am accept, nu pot să-i dau numărul de telefon, și am vrut să lămuresc anumite aspecte vis-a-vis de acest contract. Dar am să încep prin acea afirmație făcută de administratorul public, care este cel mai slab administrator public al municipiului Pașcani de când această funcție este instituită, pentru că nu a făcut nimic și nu face nimic, ba din contră, în continuare face politică, se joacă pe Facebook și pe TikTok și vine și afirmă aspecte mincinoase, lucruri mincinoase și neadevărate. Referitor la achiziția acestui contract, am spus, era în diverse stadii de... Era aproape finalizat, era aproape de semnat contractul. A venit și a spus că acel contract a fost, să nu-mi scape, să nu greșesc, că imediat mă taxează, a fost subevaluat, în sensul acesta că a fost subevaluat. Păi, de unde a tras concluzia Bodoașcă că a fost subevaluat? Probabil din practicile pe care le are, vis-a-vis de subevaluare sau supraevaluare, de la contractul cu pavelele pe 50-60 de metri pătrați
de pavele din fața primăriei, a venit inițial cu un proiect de investiții de aproape 400 de mii de lei, nu s-a aprobat, nu l-a votat nici ai lor, că și-au dat seama cât de mare este. Între timp, prin ordonanță, s-a mărit plafonul la achiziții directă și, hocus pocus, aceeași firmă cu care venise el ca proiectant, vine și face lucrarea de, pare mi se, 300 și ceva, pe aproape, nu 400 de mii, vreo 300 de mii, 300 și ceva de mii de lei, repet, vreo 50-60 de metri pătrați în fața primăriei. Mod și procedură de a face achiziții publice. Se pricepe. Se pricepe cu ghilimele de rigoare. Acest contract sau acest proiect, contract, a făcut parte dintr-un set de contracte de achiziție, achiziție pe care am făcut-o pentru o firmă care să ne facă achiziția și a fost aici, pare mi se, dacă greșesc, Gică, să mă corectez, a fost piața, cimitirul, proiectare, piață, cimitir, cimitirul, parcul, pare mi se, și aceste 80 de străzi. Dar în ordine cronologică să vă prezint situația cum stă cu acest contract. Deci în data de 4 februarie 2021 semnează contractul de prestări de servicii cine? Nu altul decât primarul Pintilie. Întrebarea se pune dacă acel contract sau acea achiziție a fost subevaluată, cine l-a obligat să semneze contractul? Că ei și Pintilie și Botoașcă au venit în conferință de presă și și-au dat cu părerea că nu se putea realiza cele 80 de lucrări și că de aceea a reziliat contractul. Nu de aceea a reziliat contractul. Vă spun de ce a reziliat contractul. Din vina lor. Deci în data de 3 septembrie 2021 apare ordonanța de urgență privind programul de investiții. Este această ordonanță, ordonanță de urgență, pe care o am cu Anghel Saligny. Deci din 4 februarie până în septembrie 2021, firma respectivă a lucrat la acel contract, la acele studii de fezabilitate. După ce a apărut ordonanța respectivă, Pintilie, printr-o adresă, sau i-au sunat, au început să vină cu completări la contractul respectiv și spunând că dorește, deci nu mai dorește doar studii de fezabilitate pe infrastructură stradală, dorește să fie în completare cu apă, canal, acolo unde nu exista canal, unde nu exista apă și canal, acolo unde exista apă cu canalizare, așa, să fie schimbată lista cu străzile. Deci, probabil, erau niște străzi acolo care îl deranjau la ochi pe Pintilie, să fie modificată lista, să se facă certificat de urbanism pentru fiecare stradă în parte și, sigur, alte modificări, gen poduri, podețe, șanțuri și așa mai departe, trotuare. Sigur, firma, reprezentanții firmei au spus, domnule, dar asta este altceva. Noi nu avem cum să facem această lucrare așa cum ne-o doriți noastră. Unu, practic nu era încă semnat contractul cu Poimu, s-a semnat în 2021, pare mi sunt în vară, în iulie, deci, sau dacă era semnat cu contractul, Pintilie probabil nici nu știa străzile care au prevăzut canalizare și apă și care nu erau prevăzute cu canal și apă. Cu siguranță că nu știa, că dacă știa, nu venea să solicite proiectantul astfel de lucruri. Și a început așa o joacă de la unii la alții, exact, similar ca și contractul de la piață.
și mai nou cu constructorii, că nici constructorii nu sunt buni, nu fac, nu drept. Deci ei sunt foarte buni, foarte, foarte buni, restul sunt oameni incompetenți, nu sunt oameni de cuvânt, mare el cuvânt, și uitați, în această situație a fost pus acest contract. Între timp s-a reziliat acest contract la solicitarea dânsului, s-a reziliat acest contract pentru că oamenii erau în, deci după mai bine de jumătate de an, erau cu lucrarea la 50, chiar peste 50% realizată. Deci asta trebuia să spună Printilie în conferința de presă și să-și asume faptul că a pierdut, de fapt, trenul cu Angel Salini. Pentru că dacă acest contract era lăsat și derulat, așa cum, nu știu, era în 6 luni, 9 luni, se mai putea prelungi dacă nu se finaliza, dar avea posibilitatea ca să depună aceste proiecte pe Angel Salini și să fie atrase fonduri pentru reabilitarea străzilor. Așa că astea sunt lucrurile reale vis-a-vis de contractul. Deci el îl semnează, știe valoarea, cunoaște toate străzile care erau prevăzute în contractul respectiv și după un an de zile, aproximativ un an de zile, vine și spune că nu mai este de acord cu contractul. Dar de vină cine-i? Pantazii. De vină-i Pantazii. De incompetența lui, Pantazii de vină. Și am să spun exact ce mi-a spus reprezentantul firmei. Domnule Pantazii, de această persoană nu doresc să mai aud, dar îmi doresc un singur lucru. Să nu mai aud că vreodată această persoană va mai fi aleasă primar. Uitați, relație de bună practică primarului Printilie, lucru care s-a întâmplat și la piață, s-a întâmplat și cu alte firme. Aceasta este colaborarea între administrația locală și prestatorii de servicii, firmele de construcții și așa mai departe. Și ne întrebăm de ce în oraș nu se întâmplă nimic, cu excepția contractelor lăsate de noi și a investițiilor lăsate de noi în derulare. Deci vina îi aparține vis-a-vis de contractul cu cele 80 de străzi, 100% lui Printilie și sfătuitorului lui de taină, Bodoașca. Să nu mai umble cu prostii și să dea vina pe unii și pe alții. Desenez un contract cu care nu mai ești de acord, dar devine-i Pantazii. Referitor la contractul cu gazele naturale de la Găștești, la fel, nu face nimic, nu se implică cu absolut nimic în rezolvarea problemelor, dar la fel, de vină este Pantazii și oamenii nu au gaze, că Pantazii de vină. Deci am discutat cu constructorul care a făcut lucrarea la Găștești și mi-a prezentat o serie de date vis-a-vis de străzile care le are, pe care are executată lucrarea, rețeaua de distribuție gaze naturale, și însoțită de un număr, am aici un număr de 97 de branșamente. Sigur, dacă imediat ce a ajuns la primărie în 2020, Printilie intra în problematica administrației locale, semna contractul de asociere cu gazele naturale, deci acel contract tripartit, beneficiar firmă de construcții și Delgaz, și astăzi nu mai discutam de aspectele acestea. Ce s-a întâmplat în cei 3 ani de zile? Practic, s-a făcut expertiză care s-a finalizat, pare mi se, în anul trecut. Sau anul trecut, pare mi se, sau chiar
Poftim? În primăvară al 2022. Da, deci anul trecut s-a finalizat expertiza la coloana de distribuție, deci la rețeaua de distribuție gaze. În acest moment se află în expertizare cele 97 de branșamente pe care urmează să fie însușite de Delgaz Gri și în momentul când se va prezenta și această expertiză, va urma să primească gaze naturale pe rețeaua care este construită până în acest moment. Dar contractul era mult mai mare vis-a-vis de gazele naturale la Găștești și nu era numai în Găștești, practic cu contractul respectiv se finaliza distribuția de gaze naturale în tot municipiul Pașcani. Ce mi-a spus constructorul, o problemă la care se așteaptă și iarăși o să devină un impediment vis-a-vis de punerea în funcție, că nu urmărește nimeni, absolut nimeni nu urmărește lucrările la rețeaua de apă și canal pe zona Găștești și el a lăsat conducta sub presiune și practic acum conducta nu mai are presiune. Deci conducta probabil a fost avariată și este avariată de lucrările de construcții privind apa și canalul. Când vor primi gaze naturale cetățenii din Găștești? Deci când se va termina expertiza cu aceste 97 de branșamente, după care se va trece din nou la recepția lucrării, probe și se va da gaze naturale la acești cetățeni. Dar, repet, au trecut 3 ani de zile. În 3 ani de zile, cetățenii trebuia să aibă gaze naturale toți în Găștești, nu numai pe aceste străzi care... Da, deci cât privește aspectele privind aceste contracte, eu cred că am fost cât se poate de lămuritor și concret cum s-au derulat evenimentele astfel încât cetățenii municipiului Pașcani să vadă de fapt care este realitatea vis-a-vis de aceste contracte. Am să rog pe domnul Dediu să vă spună câteva aspecte vis-a-vis de pasajul la trecerea peste cale ferată Peștișor. O să fac referire anterior și eu la câteva aspecte legate de afirmațiile domnului primarul Cunzilie și o să-l numesc astăzi primarul zero investiții, primarul zero fonduri europene. Așa îl denumesc eu începând de astăzi. Să nu uităm și de cele două proiecte foarte importante lăsate de dumneavoastră când ați predat primăria, piața din Vale și cimitirul. Proiecte care erau cu finanțare proprie, proiecte care de când am ajuns eu în Consiliul Local, știți foarte bine și noi consilierii din opoziție, am aprobat banii necesari, banii au fost în conturi, vedeți și dumneavoastră astăzi, nu avem piață, nu avem cimitir, proiecte care astăzi trebuiau să fie finalizate. Cu privire la pasajul de peste calea ferată, ați văzut că au apărut aceste restricții de tonaj. În luna mai, pentru a înțelege și cetățenii, la începutul lunii mai, în urma unei expertize, expertul s-a pronunțat cu privire la acest pod că anul acesta se împlinesc 50 de ani, adică durata medie de exploatare al acestui pod. Pe două dintre picioarele podului au apărut o serie de microfisuri. Până lui nu se poate pronunța dacă sunt de la greutate sau tonajul de pe pod sau vibrațiile de la calea ferată, dar se impun o serie de restricții și monitorizare timp de 90 de zile în prima fază a evoluției podului pentru a vedea că atunci când s-a redus tonajul pe pod, dacă acele microfisuri provin din greutatea de pe pod sau de la vibrațiile de la calea ferată. S-a revenit și l-am chemat în Comisia de Circulație și am discutat cu el. El s-a pronunțat cu privire la 30 de tone restricția în cea de-a doua fază, cu condiția ca vehiculele să fie distanțate încât într-un moment dat pe pod să nu fie un vehicul mai greu de 30 de tone. A precizat clar, vehiculele mici, între 800-1500 de kilograme, nu prezintă interes. A venit cu o completare la expertiza respectivă
Și deodată ne-am trezit din nou cu restricția de 11,5 tone, restricție care eu vă spun că astăzi îi place domnului primar. Ați văzut și în conferința lui de presă că pe pod s-a pus restricție de 11,5 tone, dar de fapt se poate traversa cu 30 de tone de către riverari cu obținerea unei aprobări de la primărie. O aprobare care a gândit-o dumnealui să îndeplinească niște condiții, printre care o condiție cu care eu nu am fost de acord niciodată, să aibă taxele și impozitele la zi. Cum dumnealui e primarul zero investiții, nu este învățat să primească sfaturi de la nimeni și nu mă așteptam de la mine, are la îndemână codul administrativ în care să-și ia experți lângă el, îi permite legea, a venit cu acest indicator de 11,5 tone fără a aplica sub el nicio plăcuță adițională care să spună distanța pe care nu se aplică aceste restricții. De la intersecția străzii Vatra cu strada Grădiniței, și pe sensul acesta mă refer, neavând nicio placă adițională de desubt, indicatorul de restricție operează până la prima intersecție sau la placa de ieșire din localitate. Așa spune legea. Deci în acest moment, restricțiile aplicate de domnul primar nu sunt doar pe pod unde există o problemă, sunt pe tot tronsonul de la intersecția cu strada Vatra până la intersecția cu strada Abator. Deci companiile Cosarom, hai să spunem mai puțin că mare o ieșire pe strada Abator, Pacmaia, Proinvest, Eurobeton, sunt izolați în curte. Dacă unul dintre ei a greșit cumva și nu a achitat în termen util taxele și impozitele locale, sunt sigilați în curte. Așa spune legea. Polițistul de rutier lucrează după lege. Deci el poate opri orice mașină pe strada Grădiniței după pod și să-i aplice sancțiunea și să ridice plăcile de matriculare. Dar degeaba am spus și în Comisia de Circulație, și în Consiliul Local, și la Comisia Juridică, că domnul primar zero investiții, zero fonduri europene, nu ascultă de nimeni. Vedeți și dumneavoastră, confruntați, că am și textul de lege aici, unde spune cum acționează indicatoarele de interdicție și indicatoarele de obligativitate. Tot în acel fel a procedat și cu strada Mihail Cogălnicean. Deși nu era o oportunitate, este adevărat că a obținut avizul poliției rutiere, dar cel de la poliția rutieră, când îi se prezintă strada Horea și strada Crișan, nu știe ce dimensiune are strada respectivă. Că suntem în situația când o stradă are trei rânduri de sensuri. Sens unic de la intersecția cu strada Grădiniței până după spitalul CFR, după care el spune stânga-dreapta. Dar pe partea stângă ai o străduță care este mărginită pe dreapta de un garaj, pe stânga de gardul spitalului CFR. Astfel că un microbus de 3,5 tone, care este autoturism, dar el are poate avea lungime de 9 metri, nici nu încape pe strada respectivă. În partea dreapta aceeași situație. Muți tot traficul de pe o stradă care are un anumit amplasament, are o structură de rezistență, l-a mutat prin parcările din fața blocurilor. După care, peste 200 de metri, iarăși, se permite sens unic din sens opus pe strada Mihail Cogălniceanu. Toate acestea pentru a-și face spațiu larg casei personale a primarului pe strada Eugen Stamate, unde sunt circulația în ambele sensuri, spațiu suficient, nu este nici cea mai mică problemă. Știți că astăzi suntem în situația când oricine merge la piață să facă cumpărături, o doamnă, dacă vrea să cumpere un pepene are între 5-7 kg, trebuie să-l care în brață un kilometru, că nu are cum să oprească mașina. Nu mai are cum să intre. Dar cum dumnealui a spus și a învederat o ordonanță de urgență și dau dreptate, a venit în Consiliul Local. Când a venit în Consiliul Local să treacă restricțiile? Știți, domnilor consilieri, nicio restricție pe calea rutieră nu se poate face decât cu hotărârea Consiliului Local. Bun. Labirintul care l-a creat dumnealui în strada, în zona din Vale. Mă refer la blocurile care sunt mărginite între strada 1 Decembrie, strada Gării, strada Ceperișilor și Esplanada. A creat un labirint în sensul unice. Deci nimeni nu mai știe dacă a intrat acolo, nu știe să iese cu mașina. În Vale, pe partea de la școala 6, același lucru. Nu a primit nicio hotărâre de Consiliul Local, nu a venit în Consiliul Local. Nu. Prin Comisia de Circulație, unde vine dumnealui și impune punctul de vedere, se întâmplă aceste lucruri. Pe strada Mihail Cogălniceanu s-a procedat la fel. Când a văzut că e situație gravă pe podul de la pasarela de peste calea ferată de la lacul Peștișorul, obligatoriu consilierii locali. Deci, acum spun, primarul zero investiții, primarul zero fonduri europene, primarul zero responsabilitate. Să nu aibă nicio responsabilitate, a venit să treacă prin Consiliul Local acea restricție. Spuneți și dumneavoastră când a fost legal. Când impunea restricții pe calea rutieră în locurile unde îi convenea
sau când chiar s-au impus și locul chiar este periculos. Eu am spus și precizez, nu restricțiile vroiam să le votez în Consiliul Local. Studiul de fezabilitate, să vedem cât costă investiția, să știi de unde te duci să faci rost de bani. Eu atât am avut de precizat cu privire la și să caute să pună în legalitate cât mai urgent acele indicatoare, pentru că afectează companiile, deci afectează mediul economic. Din banii plătiți de acești contributori vin și cotele defalcate în bugetul primăriei. Corect. Da, dacă îmi permiteți, bună ziua, aș vrea să fac și eu câteva precizări și anume am să mă refer la aspectul în care primarul Pintilie acuză PSD, consilierii PSD, pe președintele Dumitru Pantazi, că face politică. Deci vreau să informez opinia publică și bineînțeles pe domnul Pintilie, care n-a învățat în 3 ani că funcția de consilier este una eminamente politică. Noi, reprezentând partide politice în cadrul Consiliului Local și bineînțeles, noi cu asta ne ocupăm, chiar și domnia sa tot politică face, chiar dacă el spune că a început să muncească mai mult și să facă mai puțină politică. Eu am să-i spun din definiția politicii că ea reprezintă știința și practica de a guverna. Ori dacă acest primar vremelnic, da, extrem de acuzator și, deși ne spune nouă mincinos, eu consider că el este cel mai mare mincinos, nu are nici știința și nici practica de a guverna, înseamnă că el nici nu există. Cu alte cuvinte, aparent pare că e acolo, dar spunând că el nu face politică, nu face politici publice, el nu există. Nu ar trebui să mintă cetățenii și mai ales să facă în așa fel în Consiliul Local încât un loc de dezbatere se transformă la un moment dat într-un circ, tot timpul pozează într-un personaj autoștiutor, deși noi punem întrebări pentru a vedea inițiatorul proiectului la ce anume s-a gândit când a venit în fața Consiliului Local cu un proiect. Punem întrebări pertinente, așteptăm răspunsuri atât de la el ca inițiator, cât și da reprezentanții primăriei care au legătură întotdeauna cu proiectele. Deci niciodată n-au fost puse întrebări pentru a ne găsi în treabă, din lipsă de ocupație. Pur și simplu vedeți și dumneavoastră hotărârea concretizată, proiectul concretizat în hotărârea 153, care este în vigoare la acest moment, de care a vorbit colegul meu, domnul Deli. Nu are o dată în timp. Eu am spus că e foarte, adică nu foarte, este imperativ ca un astfel de proiect să aibă o durată în timp. S-a venit cu cineva, nu, parcă s-a introdus o dată, dar data doar în valabilitatea acelui permis. Eu consider că o astfel de restricție nu poate fi una discriminatorie. Și domnul Dumitru Fantazei, când a oferit o alternativă și în conferința de presă trecută și în cadrul Consiliului Local, aceea este cea mai bună soluție și cea mai viabilă și cel mai ușor de realizat și ar trebui ca primarul să se gândească, nu trebuie să plece de la premiza că n-a fost ideea lui. Deci dacă nu e a lui, toate ideile sunt proaste și să încerce să o pună în aplicare pe drumul vechi al Pașcanului. Oricând municipalitatea se poate trezi dată în judecată de persoanele juridice care practic au mașini cu același gabarit, cu același tonaj la care face referire acest proiect. M-am uitat pe alte hotărâri de consilii locale din țară și toate au o dată. Deci nu există să faci o restricție de circulație pe un drum public, indiferent că e pasaj, face parte din drumul public, fără să pui o dată, o limită, un termen. Da, că se pot prelungi, asta e altceva. Într-adevăr, așa cum spunea colegul meu, trebuie să vii cu un studiu de fezabilitate, un studiu de impact. Ați văzut și dumneavoastră, la un proiect trecut, am întrebat la cele 3 sensuri giratorii dacă s-a avut în vedere
ceea ce scrie în planul de mobilitate. Și dacă cele trei sensuri giratorii sunt undeva prevăzute în acel plan de mobilitate. Am studiat planul de mobilitate și în mod firesc nu se face referire, deci numărul de mașini care tranzitează Pașcanul este de 7600, așa scrie în studiu. Aproximativ 6000 tranzitează strada Grădiniței zilnic. Deci, practic, e nevoie să gestionezi cele 6000 de mașini care tranzitează Pașcanul pe strada Grădiniței spre Iași sau în sens invers spre Suceava, Neamț, drumul european 85. Întrebările au fost și atunci pertinente. Lucrurile întotdeauna se dezvoltă într-o altă notă, în cadrul Consiliului Local. Dezbaterea nu există. Noi facem politică, domnia sa nu face politică. Deci, cu alte cuvinte, v-am mai spus, el nu există. Ne făcând politică, nu ești acolo. În opinia mea, politica întotdeauna și în toate. Deci nu există. Practic și în trecut, dacă e să ne referim și mai ales cu aluzie în conferința de presă la familia domnului Pantazi, la copii, la averea domnului Pantazi. Deci ar trebui să înțeleagă. Și mai ales atunci când ei vin în spațiu public, în conferință de presă și spun cu nerușinare că s-au încasat bani 5.000-6.000 de lei pentru partid care are legătură cu un branșament sau 60-90 de branșamente cât ar fi în discuție, că s-au luat bani și nu s-au eliberat chitanțe. Deci sunt entități, instituții ale statului. Dacă cineva a fost în audiență cu așa o problemă, trebuia imediat să ia legătura cu aceste entități ale statului și să se facă cercetări. Ce trebuie să transmitem noi în spațiul public? PSD nu fură. Noi avem, ne autogestionăm activitatea și nu a fost niciodată necesar să luăm niciun ban de la nimeni și nici alte promisiuni nu au fost făcute. Mai mult decât atât, simpla prezență a primarului pe atunci, Dumitru Pantazi, în teren, în apropierea cetățenilor și a firmelor care efectuau lucrări în acel loc, nu are nicio legătură cu discuțiile pe care le-au putut avea cetățenii și banii care au fost înmânați reprezentanților acelor firme. Deci să faci o astfel de afirmație că au ajuns la partid în jur de 6 miliarde de lei vechi și ne-au sponsorizat, deci campania electorală, domnul Zanet ar putea spune exact ce se întâmplă cu banii în campania electorală, există reprezentant la Iași și banii sunt puțini, din păcate, nu sunt niciodată atât cât ne-ar trebui. Nu aplicăm în politică și în campanie electorale ceea ce este în Statele Unite. Deci sub nicio formă și numărul de afișe este din ce în ce mai mic. Chiar dacă nouă nu ne convine asta. Cât despre faptul că domnul Pantazi ar cumpăra terenuri, e liber oricine să cumpere terenuri, având în vedere profilul de activitate al societății, domniei sale, Agrocomplex, în mod clar nu poți cultiva pe lună. Fiind în zona municipiului Pașcan, firește că va fi întotdeauna interesat să discute cu proprietarii de terenuri și să pună acele terenuri în valoare pentru domnia sa, bineînțeles, și bineînțeles și pentru proprietari. Sunt foarte mulți proprietari care preferă Burianul decât să primească niște bani. Ori, mă gândesc eu că insulele la care se referă, nu știu ce insulă a văzut primarul Pintilie sau a auzit că insule căuta, mă gândesc că pentru pescuit. Nu știu dacă s-au vrut să glumească, dar glumele ajunse în spațiu public de așa natură sunt extrem de grave. Este foarte adevărat că în activitatea politică nu poate fi tras la răspundere pentru declarațiile politice pe care le face din sediul PNL. Aici legea ne ocrutește pe noi politicienii și atunci am să spun din nou că el face politică când face astfel de afirmații și bineînțeles sunt nefondate, n-a venit cu dovezi, dar n-a făcut acest lucru. Cu siguranță este în așa situație încât chiar dacă nu spune opiniei publice că s-a făcut un sondaj de opinie, situația lor nu este una bună și ca partid, și ca
știu eu, candidat la funcție de primar și atunci vede în activitatea noastră și e normal ca noi să avem o activitate mai intensă când mai există sau mai este, mai bine zis, un singur an până la alegeri. Și mai mult decât atât, pe data de 23 vom avea alegeri la nivel local, în organizație. Firește că fiecare dintre noi se gândește la câștigarea alegerilor și este și un deziderat al nostru. Pur și simplu de asta facem politică. Cam atât am vrut să spun. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Dar pe același subiect, domnul Pantazi, cu privire la problema cetățenilor din Mișlești, rețeaua de gaz, am un plăcat lucrarea începutului. Erau toate documentele și avizele conforme, pentru că acolo înțeleg că problema ținea efectiv de cei de la Delgaz Grid, care nu au fost cooptați în echipa care vrea să facă recepția lucrării. Sau, la momentul la care s-a făcut expertiza Delgaz Grid, nu și-a dat acordul de acea conductă, pentru că nu știa ce a fost în pământ. Noi am avut toate documentele, toate avizele de la Delgaz, documente care aveau o valabilitate de 2 luni de zile. După ce am avut documentele respective cu evaluările pe fiecare stradă, am făcut licitația publică privind achiziția de lucrări. Între timp, avizele au expirat ca și. Trebuiau și era în procedură, în momentele respective, era în procedură de actualizare a datelor privind avizele de la EONGAS. Licitația cu lucrările s-a desfășurat, s-a semnat contractul de lucrări cu, pare-mi și dirigentele de lucrări era stabilit și s-a dat drumul la lucrări, urmând ca ulterior să fie semnat contractul tripartit, constructor, beneficiar și Delgaz. Deci avizele, în momentul când erau valabile, când am dat drumul la licitație. Nu erau prevăzute în caietul de sarcini și în contract. Aveți un document oficial, un răspuns oficial de partea lui? La ceea ce a spus dumneavoastră, că au cerut lucrările experimentale? Deci eu nu... Eu l-am rugat și chiar am dorit să-mi dea toată corespondența. Și mi-a spus că este în litigiu, cu primăria Pașcani este în litigiu și își rezervă dreptul să nu-mi pună la dispoziție, dar va discuta cu avocatul dacă e posibil să-mi dea anumite, acces la anumite documente. Lucru pe care iarăși mi l-a indicat, mi-a spus că o să-mi dea numărul de dosar și putem accesa dosarul din instanță vis-a-vis cu toată corespondența care a purtat-o cu primăria Pașcani. Referitor la sensul unic de pe Eugen Stamati, administrația condusă dumneavoastră nu a avut niciodată în intenție să deschidă această stradă? Deci noi, a fost o propunere a viceprimarului Axinte de a o deschide și de a face nu sens unic. Noi atunci ne gândeam să o deschidem pentru circulație, dar eu nu am fost de acord cu deschiderea acelei străzi, pentru că în gândirea mea era de a face un proiect pentru amenajare zonă de promenadă, cu bănci, cu... Deci a existat discuția pe timpul nostru, în primul mandat al meu. Firma dumneavoastră, prin reprezentanții care are, a lucrat terenul de la legume ISA și mai sunt și alte hectare de teren lucrate în societatea a
mașcani în zona respectivă. Domnul meu, eu o să vă arăt un proces verbal prin care, că e un subiect, eu am dat de multe ori răspuns vis-a-vis de această situație. Deci, în momentul când s-a făcut cadastru sistematic pe zona respectivă, eu am început, am demarat lucrările la cadastru sistematic și cred că nu le-am la mine, dar promit că o să le prezint. Deci s-a început, parmi sunt 2019, contractul respectiv de prestări de servicii pe cadastru sistematic și s-a finalizat în 2021 cu semnarea procesului verbal de recepționare a lucrării vis-a-vis de intabularea terenului de la Sece Legume de către actualul primar în luna februarie sau martie 2021. Deci documentația a stat în dezbatere publică, pare să văd, 2-3 luni de zile la primăria municipiului Pașcani. Noi pierdusem alegerile, ne-am luat bagajele și am plecat, urmând să preia toată activitatea. Deci întrebarea pe care mi-o pun, dacă a avut obiecții la contractul respectiv de prestări servicii vis-a-vis de SC Legume, avea posibilitatea să nu semneze recepția lucrărilor respective vis-a-vis de intabulare. Vis-a-vis de lucrări, deci știți foarte bine și nu ascund că acționar majoritar acolo este Stanciu, și omul dispune de proprietatea societății așa cum dorește. Trebuie să dea justificare primarului Pintilie. În acest moment se află în litigiu, în instanță, în diverse faze și etape procesele cu primăria, pe debite, pe proprietate. Deci același lucru îl susține și Stanciu că este proprietar, cum îl susține și Pintilie că primăria este proprietar. Instanța o să hotărască, că nu este încă hotărârea definitivă. Dar Pintilie nu mai are de ce s-a agățat de fantazii și găsește tot felul de lucruri, din punctul meu de vedere, josnice pentru el, ca să-și atingă el un țel al lui de a fi revotat încă o dată de cetățeni. Sunt convins că cetățenii și-au dat seama de ce este în stare Pintilie. În campania electorală din 2020, subiectul acesta a fost dezbătut. Eu am spus foarte clar atunci, așa aveți registrările mele, există o hotărâre judecătorească? Nu știu, nu eu hotărăsc, e valabilă, nu-i valabilă. Poate hotărâ Pintilie dacă că hotărârea judecătorească nu este valabilă? Nu-i treaba mea în sensul acesta. Repet, proprietarul astăzi face ce dorește cu terenul și îl cultivă cu ce și cum dorește. Dar, repet, promit că în următoarea conferință de presă am să aduc procesul verbal cu semnăturile unde semnează Pintilie, semnează vicele primar și echipa, comisia care a fost constituită prin dispoziție de primar semnată de Pintilie pentru recepționarea lucrărilor. Nu mi-a predat absolut nimic primarul Crăciunescu. Deci am preluat documentațiile și cheile de la birou. Gaură mare în buget, exact. Și toate direcțiile, serviciile, sigur, aveau evidența pe domeniile respective. A fost primar două mandate. A existat, există o procedură administrativă privind inventarierea dosarelor în lucru de fond funciar, pentru că primarul se tot plânge că, de când a venit primar, de când a venit în funcție,
a găsit lipsă tot felul de documente sau dosare care ar fi fost date unor funcționari și relatările domnului sale sunt disperate și relatările, așa spunem dumneavoastră, relatările unor oameni care au venit la audiență. Deci, întrebarea este dacă a existat sau există proceduri administrative pentru inventarierea dosarelor pe legea 18. Și care a fost circuitul? Vine un om cu o cerere pe, sau a venit cu o cerere pe legea 18. Se propunește un dosar sau care e procedura? Unde ajunge acel dosar? Dacă este înregistrat sau nu? S-a tot spus repetat, spune primarul, că au plecat funcționare din primărie fără să predea dosarele pe legea 18. Minte. Și am să spun care e procedura Comisiei Locale de Fond Funciar. Că Comisia Locală de Fond Funciar este cea care se ocupă de aprobarea documentațiilor pentru întocmirea titlurilor de proprietate. Deci cetățeanul vine, solicită pe baza adeverinței, pe baza documentelor hotărâri judecătorești și toate documentele care fac dovada proprietății, le depune la primărie, prin registratura primăriei, ajung la serviciul de specialitate care se ocupă de înregistrarea acestor documente și comisia locală are un secretar a Comisiei Locale de Fond Funciar care le registrează și răspunde de aceste documentații. Cine a fost secretarul? Paul a fost o perioadă și secretarul primăriei este și secretarul Comisiei Locale de Fond Funciar. Deci secretarul Comisiei de Fond Funciar se ocupă de inventarierea dosarelor? Deci gestionarea o are serviciul și supravegherea desfășurării activității în acest serviciu îi revine secretarului Comisiei de Fond Funciar. Dar înregistrarea se face la registratura primăriei a documentelor. După ce se primesc aceste documente, se verifică din punct de vedere administrativ, din punct de vedere juridic, se trec prin Comisia Locală de Fond Funciar și se depun la Comisia Județeană de Fond Funciar. Și după ce au aprobarea Comisiei Județene de Fond Funciar, se depun la OCPI. Sigur, procedura este foarte greoaie, documente foarte multe, foarte greu de găsit firme de prestări servicii privind cadastru și sunt, e o procedură greoaie. A făcut o afirmație și sunt obligat să-i dau răspuns că noi nu ne-am ocupat de fond funciar, nu am dat titluri de proprietate. Noi am dat, eu, din câte mi-am amintesc, peste 250 de titluri de proprietate date din perioada respectivă, dar fac precizarea că noi am avut suspendată activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar din 2012 până în 2015, pare spre sfârșitul anului 2015, când s-a suspendat activitatea comisiilor, nu s-a întocmit nicio documentație, nu s-a eliberat niciun titlu de proprietate. Și am lăsat în lucru peste 150 de documentații de întocmire a titlurilor de proprietate. Deci, în 3 ani de zile s-au dat 40 de titluri. Noi am dat cu mult mai mult. În cei 4 ani de zile, în al doilea mandat, practic, am eliberat titlul de proprietate. Dar, repet, am pregătit peste 150 de documentații pentru întocmirea titlurilor de proprietate. Ce am înțeles că în momentul când au preluat primăria, sigur, compartimentul respectiv, unii au plecat la pensie, alții au plecat din compartimentul respectiv, a solicitat returnarea tuturor documentațiilor de la Comisia Județeană și OCPI înapoi. Să le reverifice noua Comisie de Fond Funciar.
Păi vă dați seama că aici înseamnă timp. Le-au adus înapoi, când le-au pregătit, cum le-au pregătit, când le-au trecut prin comisie, ei să răspundă. Bun, trebuie să spun mai întâlnă. Viceprimarul Răsoi, m-a întrebat și acolo, primarul Răsoi, spune că a aflat, dumneavoastră are interes, a depus dosar sau cele pentru o singur tipul de proprietate. Titlul care trebuia să fie obținut de fostul primar, Dumnezeu să fie pentru perioada de comisar. Spune că ar fi depus dosarul respectiv și că în 2017 ar fi obținut un titlu de proprietate care după aia a fost trimis la rectificare și n-a mai primit titlul rectificat și are informații și că i s-ar fi arătat registre în sensul ăsta, are informații că titlul rectificat a fost trimis la primăria Pașcani și că cineva îl ține, a spus cumva, oricum n-a ajuns la dumneavoastră. Acum, l-am întrebat pe actualul primar și a zis că nu știe și că n-ar fi un astfel de titlu prin primăria ascuns, mă întreb și pe dumneavoastră. Știți cumva despre această chestiune? L-ați ascuns dumneavoastră sau pe timpul dumneavoastră că ați fost primar? A fost emis în astfel de proprietate, beneficiar fiind Răsoi și n-a fost rămânat beneficiarului? Eu pun următoarea întrebare. De 3 ani de zile, de când este și el membru în Comisia Locală de Fond Funciar, n-a reușit să găsească așa zisul titlu de proprietate pe care, la care faci referire? Pare banală afirmația și nu înțeleg. Dar ce interes ar fi avut cineva, ce să fac cu titlul de proprietate al lui Răsoi? Pe de o parte, pe de altă... Pe de altă parte, deci documentele se predau cu număr, documentele de întocmire a titlului de proprietate se predau cu subsemnătură, titlurile de proprietate se predau subsemnătură. Deci nu primarul primește titlul de proprietate și semnează. Păi le primește registratura sau persoana delegată care se duce să ridice titlul de proprietate. Că nu vine cel de la OCPI cu 3 titluri de proprietate la Pașcani, uite, îți predau 3. Spune că sunt 3 titluri de proprietate, delege o persoană care se duce și ridică titlul de proprietate, după care a făcut o mare festivitate, a dat 40 de titluri de proprietate în 3 ani de zile și a făcut o mare festivitate din amânat titlurile de proprietate într-un cadru festiv. Da, foarte bine, are timp pentru treburile astea, pentru imaginea lui. Nu are timp pentru investiții, dar pentru aspecte de genul ăsta are timp primarul. Repet, viceprimarul Răsoi, să nu fie atât de confuz în afirmații, să vină concret să spună, domnule, am depus documentația cu numărul X, sau tata, Dumnezeu să-l ierte, a depus-o cu numărul X la primărie, de la primărie a ajuns cu numărul Y la Comisia Județeană de Fond Funciar, la OCPE, s-a întors înapoi cu numărul D, a semnat Ionescu de primire, unde mi-e titlul de proprietate? Foarte simplu. Trebuie ca bună dimineața, dar eu văd o glumă din copii asta. În 2016 s-a implementat. Eu îi mulțumesc frumos viceprimarului pentru această solicitare. Plașamente individuale, adică cetățenii în relație cu societate comercială care a făcut aceste plașamente. Actualul primar vine și face, a făcut o acuzație. Una, că acele plașamente au fost făcute în mod ilegal, în sensul că n-au fost emise avizele necesare de către primărie. Și că dumneavoastră, în calitate de primar, știați că acele lucrări sunt executate, deși primăria n-ar fi eliberat partele, avizele necesare. Aș vrea să știu dacă este adevărat sau nu. Eu le informez pe Pintilie să-și amintească că acolo lucrările au continuat și după ce am predat eu mandatul. Deci până prin 2021, dacă mi-amintesc eu, s-au făcut lucrări. Cum împrobează Pintilie că acele branșamente s-au făcut când eram eu la primărie și nu când era el? Un aspect. Un alt aspect. Aceste branșamente și le-a asumat, am discutat cu firma respectivă, și le-a asumat în integralitate firma constructoare.
întocmește documentația pe care a făcut rețeaua de gaze naturale. Aceeași firmă a făcut și branșamentele. Și le însușește în totalitate și pregătește documentațiile pentru expertiză. Bun, dacă au fost eliberate documentele, nu știu, avize, se eliberează avize în astfel de situații când faci branșamente? De eliberat, am eliberat avize. Cum ai eu de unde să știu că am eliberat pe tronsonul ăla? Am eliberat acolo, suntem la al doilea sau al treilea contract de distribuție de gaze naturale. Avize. Și a doua întrebare, cei care au plătit branșamentele, primarul spune că unii s-au dus, s-au plătit, nu știu, fără chitanță, că nu au obținut chitanță, și că banii ar fi ajuns la PSD. Banii care v-ați făcut campanie electorală? Din primărie, bani? Să probeze, să demonstreze cum au ajuns banii. Așa vii și arunci pe piață că acolo s-au făcut bani de campanie electorală. De fapt, a făcut precizarea. Atât a fost un branșament. Deci, în mod uzual și eu știu, mi-am scos avize, nu m-am branșat, atât a fost. Să am așteptat de modificarea legislativă. N-au chitanțe, să spunați oamenii că n-au chitanțe, știu oamenii că au dat bani la PSD. Adică, nu știu, vine primarul de la înălțimea funcției sale și spune, doamne, fostul primar a casat banii pe acolo și a făcut campanie. Nu încasează firma care face. Deci primarul Pantazii din perioada respectivă nu se ocupa cu branșamentul, efectiv construirea branșamentului ca să primească bani. Doi, dacă are informații certe, concrete, că cineva de acolo mi-a dat un leu pentru a-i se face branșament, să vină cu el de mână la mine și să demonstreze că mi-a dat mie un leu pentru branșamente. Sau pentru partid, sau pe la alte persoane, că tot folosești termenul de interpuș, la alte persoane care ar fi dat bani la partid. Branșamentul îți plătește logic la firma care branșează, că e un SRL de... sau un ESA. Dovadă, lor, asta, n-au decât să fac plângeri la dovadă că firma respectivă își asumă aceste branșamente pentru expertizare. Întrebarea se pune, cui? I-a dat banii firmei respective și a făcut branșamentul. Clar. Și firma respectivă își asumă aceste branșamente. 97. Da. Clar. Așa mi-a dat firma, că sunt 97 de branșamente care și le-au asumat în, cu, uite aici, cu nume, prenume, cu stradă, cu toate datele. Și noi vă mulțumim.